Piața Victoriei la Europa FM. Bună seara, suntem în direct pe frecvențele Europa FM din toată țara. Ne și vedem pe site-ul nostru europafm.ro și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Despre invitatul nostru de astăzi, sociologii spun că este persoana publică în care românii au cea mai mare încredere. Nu e politician, nu e nici actor de comedie, curios e că nu e nici creștin ortodox, nu e nici măcar român, deși a dobândit cetățenia română la un moment dat. S-a născut în orășelul palestinian Nablus din Cisjordania, și a păcălit familia că vine în România să facă politehnică, dar s-a înscris la medicină. A ratat șansa de a pleca ca în Franța la studii și l-a prins Revoluția Română aici. Văzând că e mult de muncă, a rămas, s-a apucat de treabă. La început românii l-au bârfit, i-au mai pus bețe în roate, au spus că e spion, după care au prins drag de el și au acordat de fiecare dată credit când a intrat în dispută cu guvernanții. Cum a câștigat acest arab cu accent de ardelean respectul românilor? Poate ne spune astăzi în Piața Victoriei. Piața Victoriei cu Sanda Nicola la Europa FM. Bună seara, domnule doctor Raed Arafat. Bună seara. Voiam să le spun ascultătorilor noștri că sunt Sanda Nicola, sunt răcită și am chemat smurdu. Dar da, numai că, vedeți, pentru răcel trebuie să mergeți la medicul de familie. Exact asta este campania, nu trebuie să sunați la smurd. Dar dacă sun și încep și mă jelesc la telefon și spun că mi-e foarte, foarte rău și nu mă pot mișca... Și inventez așa niște simptome care să pună pe jar. Atunci, într-adevăr, dispeceratul vă trimite o mașină de urgență și s-ar putea, dacă știți să fiți un actor bun, vă trimite chiar mașina de terapie intensivă, poate, dar trebuie să știți că în timpul ăsta poate că ați ucis pe cineva. Pentru că exact asta este problema. Resursele niciodată sunt fără limită, resursele sunt limitate și cei care exagerează, și asta este rostul campaniei care noi am lansat-o recent cu ambasadorul Elveției și cu Ministerul Sănătății împreună, că exagerarea la telefon poate ucide. Pentru că tu, spunând o simptomatologie exagerată, că să-ți vină mașina mai repede, dispecerul intră în greșeală, îți trimite mașina greșită, s-ar putea să-ți trimită paramedicii de la pompieri, crezând că e o chestie de prim ajutor imediat, până vine medicul și tu, de fapt, n-ai nevoie de ei. Dar i-ai scos de la alt caz. Sau să-ți trimită mașina de terapie intensivă, să vină medicul, sau o mașină de la ambulanța cu medic și să nu fie de el. Și automat ai scos cazul de la un caz grav, care poate că sună și vorbește liniștit și spune ce are, și poate că acolo dispecerul, văzând că omul e liniștit, favorează pe cel care urlă și spune că e ceva foarte grav și riscul este imediat să pierdem viața unei persoane. Proporțiile fenomenului sunt foarte mari în România? Din păcate, în unele zone, da. Depinde de zonă, depinde de oraș, dar sunt orașe și sunt zone în care populația e obișnuită să facă acest lucru. Ba, sunt unii care sfătuiesc vecinilor și oamenii și le spun, păi dacă sunați, să nu spuneți cumva că aveți febră, spuneți că vă doare pieptul, spuneți că nu mai puteți, spuneți că ați leșinat, că atunci ăștia vin repede, da? Ăștia vin repede, dar în detrimentul altei persoane care poate că are nevoie într-adevăr sau o situație de urgență reală, când pentru tine, dacă ziceai adevărul, ți se trimitea medicul de consultații, venea peste o oră, o oră jumate pentru o febră de 38, nu e nicio problemă, și te vedea și te trata fără absolut nicio problemă medicul respectiv. Dar nu trebuia să vină mașina de terapie intensivă cu 5 persoane în ea sau cu 4 persoane. Deci de aici noi vrem de la populație sinceritate și să înțeleagă oamenii că există diferite porți de acces în sistem, medicul de familie e unul dintre ele, ambulatorul e altul și unitatea de primire urgență trebuie în mod normal și serviciile de urgență, ambulanța, smurdul, tot asta, trebuie să fie folosite pentru urgențe, pentru lucrurile imprevizibile, pentru lucrurile acute. Și dacă spui simptomatologia ta corect și răspunzi la întrebări, ți se trimite un răspuns corect, chiar dacă, și auzim foarte multe persoane care spun, eu am zis corect și au întârziat, da, nu spun că nu e așa, dar în același timp sunt oameni care se așteaptă când spune că am febră și e 38 jumate sau 39, în 5 minute să fie ambulanța cu girofar și sirena în fața casei. Nu se întâmplă nicăieri în lume acest lucru. Timpii care noi vorbim de ele la codul verde sunt timpii similari cu Franța, cu Elveția, cu Italia, unde este o oră, două ore, două ore jumate, ți se spune că va veni un medic să te vadă, dar nu vine în regim de urgență. Când e o persoană inconștientă,
Da, acolo trebuie să venim cu girofar, cu sirena, contra cronometru, să salvăm persoana inconștientă. Poate e stop cardiac, poate că e o persoană cu accident vascular cerebral, poate că e altceva care trebuie să ajungem urgent. Și atunci trebuie să separăm urgențele reale de urgențele închipuite și urgențele care sunt, hai să zicem, falsificate numai că să vină mașina mai repede. Deci aici noi asta cerem populației, să înțeleagă că sistemul are nevoie de colaborarea lor și de a lucra cu noi în sistem, ca să fie sistemul bun pentru toată lumea. Peste toate neajunsurile pe care le are sistemul de sănătate din România, acum, iată, e necesară și această campanie de educare, de conștientizare, de responsabilizare a pacientului. Campaniile de educare și responsabilizare sunt foarte importante și sunt obligatorii. Noi vom face o campanie foarte intensă la nivelul departamentului, care continuă față de ce am început cu apelul asta, urgență pentru urgențe. Începem acum să explicăm populației ce înseamnă unitatea de primiri urgență, la ce să se aștepte când merg acolo, de ce uneori stau și așteaptă, care sunt motivele așteptării, de ce unii pacienți intră și sunt preluați imediat față de alții care așteaptă, și toate aceste aspecte. Iarăși, sistemul nu e perfect. Nu e nicăieri în lume sistemul ăsta perfect. Deci vă spun că aceleași discuții care le avem aici, le veți auzi la New York, le veți auzi la Washington, le veți auzi la Hong Kong, le veți auzi în Melbourne. Aceleași discuții. Numai că trebuie să fim și noi proactivi și să explicăm populației, că să înțeleagă. Și să facem tot posibilul că să îi sprijinim și să-i asistăm și în unitățile de primiri urgențe. Dar și acolo trebuie să spunem și adevărul că mulți pacienți ajung la noi fără să vrea să ajungă. Cum adică? Nu vorbim de urgențe aici. Deci vorbim de urgențele care vin cu ambulanța, cu smurdul. Uneori vin pe picioarele lor și sunt urgență. Deci sunt oameni care ne zic cei care vin cu picioarele lor să plătească pe picioarele lor. Nu. 15% dintre ei în final ajung să fie internați. Și unii dintre ei vin pe picioarele lor și descoperim probleme grave sau cu risc de agravare foarte serios. Problema este că avem unii care nu mai au acces la anumite domenii ale sănătății. Având în vedere că aproape întreg sistem prespitalicesc, cu excepția ambulanței și smurdului, este privat, este comercial. Medicii de familie sunt privați. Investigațiile, laboratoarele sunt private. Analizele, imagistică, sunt private. Se duce bolnavul trimis acolo pentru niște investigații, se trezește cu următorul răspuns. Plafonul s-a terminat. S-a terminat. Poate luna viitoare, poate vă punem pe listă de așteptare sau plătiți? Dacă spune pe listă de așteptare, câteva luni. Dacă să plătească, sunt oameni care n-au banii. Sunt alții care au. Plătesc, nu-i problemă. Dar sunt oameni care n-au banii. Cei care n-au bani au două soluții. Merg acasă, vând ceva sau împrumută ca să facă investigațiile și intră într-un cerc vicios, pentru că investigațiile, dacă arată ceva grav după care trebuie să ajungă să fie tratat, poate operat și așa mai departe, și e un lanț vicios al lucrurilor, sau unii dintre ei, chiar îndemnați uneori chiar de medicilor, mergeți la UPU, spuneți că vă doare asta, 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 poate că vă fac ei analizele. Și încarcă unitatea de primiri urgență. De într-un fel, îi înțeleg. Nu se pune problema să nu-i înțelegem. Soluția pentru ei este să-i deschidem porțile în părțile celelalte. Și să-i facem accesul la aceste investigații mai ușor, ca să nu vină în mod fals să apeleze la aceste lucruri în unitatea de primiri urgență. Deci nu-i să-i pedepsim și mai degrabă să-i găsim soluții și să-i convingem că dacă merg la medicul de familie și merg la unde e trimis pentru investigații, că va obține ce are nevoie de el fără să fie împovărit financiar și fără să să fie pus în fața unui fapt în care să scoată bani când el n-are bani. Deci asta este. Deci trebuie soluții aici, în afara unității de primiri urgență. Și aici vreau să subliniez un lucru care se spune afară. Unitatea de primiri urgență este locul unde se vede simptomatologia și semnele unui sistem sanitar cu probleme. Deci cu cât în UPU ai presiunea mai mare și pacienții preferă să vină acolo pentru problemele neurgente, înseamnă că ai probleme în restul sistemului. Nu în UPU. Soluționarea acestor probleme trebuie să se facă în afara unității de primiri urgențe. Să deschizi sistemul, să asiguri accesul universal
la alte segmente ale sistemului, astfel încât pacientul să nu fie obligat să vină în UPU să simuleze unele simptome, iar dacă noi încercăm să pedepsim acești pacienți, noi îi facem rău, nu facem bine. Pentru că pe ce să-l pedepsesc? Să-l iau banii că vine la UPU și ce să fac cu el? Să-l las în stradă? Fără alternative nu merge. Deci trebuie găsite alternative și atunci bolnavii singur vor găsi aceste soluții ca să nu vină să aștepte. Și un lucru, și cu asta să-l subliniez, introducerea, de exemplu, a unor sume de bani în UPU s-a dovedit în alte țări că nu împiedică pe cei care vin fără să trebuiască să vină la UPU, să vină acolo. Sunt unii care vin, plătesc numai să obțină acolo mai repede analizele și tot. Și atunci consideră că ei deja te posedează în UPU. Am plătit, îți spune. Problema este că persoanele vulnerabile, care sunt fără bani, bătrânii, cu pensii mici și etc., încep să le fie teamă să vină la UPU, de teamă că îl pui să plătească. Și întârzie să apară în UPU. E un studiu făcut chiar de Spitalul Bellevue din New York pe această temă. Introducând o coplată pedepsitorie, să zicem, pentru cei care vin la UPU, sau o coplată să fie scoasă din buzunarul bolnavului, cine au avut impactul cel mai mare? Cei care sunt vulnerabili, bătrâni, săraci, pensionari, care au început la o durere precordială care nu e foarte accentuată să aștepte. Uh-huh. Și în loc să vină cu infarctul în prima oră, să vină după 2 ore, după 3 ore. Și în detrimentul lor și sănătății lor. Deci asta trebuie să avem mare grijă ce măsuri luăm în sistem și ce impact au aceste măsuri față de pacient, pe pacientul respectiv. Cum comunicați cu actualul ministru al sănătății? Noi ne-a atras atenția un comentariu dumneavoastră pe Facebook, care venea ca o reacție la o declarație a doamnei Sorina Pintea. Aceasta spunea că ia în calcul o reorganizare a sistemului de urgență, pentru că acolo s-ar face risipă. Da, am reacționat și am explicat și am arătat sumele care se cheltuiesc pe sistemul de urgență, care sunt sume foarte mici comparativ cu restul sectorului sanitar. Iar chestia cu risipă provine de la unii consilieri și unele persoane care consideră, de exemplu, că dacă vine mașina de prim ajutor și după ea vine mașina de terapie intensivă, faptul că au venit 2 mașini e risipă. Îi invit pe toți să meargă. Franța, Statele Unite și multe alte țări care au, cum se spune, two-tier system, adică sistem pe 2 nivele. De ce? Mașina de prim ajutor, rolul ei este să ajungă foarte rapid, cu pompierii, cu defibrilatorul, cu tot, să salveze o viață printr-un șoc electric, pot să salveze o viață. Eu n-am cum să am mașini cu medici la fiecare colț de stradă. Mașina de nivel înalt vine dacă e nevoie în sprijinul lor. Și atunci, asta nu-i risipă, asta este o organizare care îmi permite să salvez mai mulți oameni și statistica ne dovedește acest lucru. Asta, deci să ai mai multe segmente în sistem și să folosești 2 deodată, pot salva o viață mult mai bine decât dacă trimiți mașina cu medic de la 15 km și este prima sosită și face certificatul de deces în loc să participe la salvarea unui om care deja pompierii au început să lucreze pe el cu mașina smurdului de prim ajutor. Mașina de terapie intensivă poate să fie a smurdului sau poate să fie o mașină de medic de la ambulanța sau un elicopter. Deci asta nu-i risipă. După care, se spune că noi facem risipă în UPU, pe investigații, pe analize. Da, sunt de acord că unii medici poate recomandă mai multe investigații. Este o boală a secolului asta. Toată lumea vrea să se acopere, să nu-i se zică că n-a descoperit o problemă la un pacient sau ceva. Dar în același timp, când vine un bolnav în UPU, dacă spune o anumită simptomatologie, tu nu ai cum să excluzi urgență decât după ce îl consulți. Și uneori, nici consultul clinic singur nu e suficient, trebuie și să-l investighezi. Iar investigațiile respective intră pe linia de a exclude o urgență sau a dovedi o urgență. Deci asta nu poate să fie iarăși o risipă în sistem. Că în unele spitale avem manageri care iau din banii UPU și le folosesc în alte sectoare decât UPU, asta deja e deturnare de fonduri. Nici măcar nu îi mai spun risipă, îi spun deturnare de fonduri. Și știți că se întâmplă asta? S-a mai întâmplat. Știu când eram la sănătate că am recuperat bani destui de la unele spitale unde am descoperit prin controle că au luat banii de la UPU și l-au folosit în altă parte. Pentru că să înțeleagă cei care ne ascultă, banii de la urgență vin din bugetul de stat, nu de la asigurări. Urgența nu primește de la asigurări. Deci urgență
tot ce este ambulanță, SMURD, pompier, tot ce este în coordonarea departamentului pentru situații de urgență în final, inclusiv unitățile de primire urgență care sunt în coordonarea operațională a departamentului, sunt finanțate din bugetul de stat și e un motiv când s-a făcut acest lucru, pentru că ca pacient nu mă interesează dacă ești asigurat sau nu, dacă reprezinți urgență. Deci nu pot să mă uit la calitatea ta de asigurat că să te tratezi sau nu în urgență. Nu pot să pun întrebarea, are asigurare să-l trimit elicopterul sau dacă n-are, îl trimit o mașină de tip A care n-are nimic în ea, că n-are asigurare. Nu merge. Deci, în urgență, toată lumea trebuie să fie tratată în mod egal și corect. Și accesul la urgență să fie egal, necondiționat. Și aici vine rolul sistemului să atragă pacienții către restul sectoarelor din sistem printr-un acces facil când ei nu reprezintă urgență. Deci această discuție care am și avut-o cu doamnă ministru și după ați asta... Ați discutat și față în față, după ce ați spus... De mai multe ori noi am discutat și mai ales am discutat și pe temă cu coplată la privat, de exemplu, unde am zis punctul meu de vedere și e scris pe Facebook, nu e niciun secret. Admite și domnia sa că e vorba de coplată? Pentru că au încercat să dea un alt titlu. Putem să-i dăm orice titlu. În final, pacientul va scoate niște bani. Cum le numim, nu mă prea interesează. Pe mine ce mă sperie și i-am spus punctul meu de vedere... într-un chiar și schimb de mesaje, că cu dânsa discut, deci nu e nicio problemă, e normal să colaborăm pentru că departamentul este obligatoriu să colaboreze și cu Ministerul Sănătății în organizarea și în coordonarea sistemului. Însă eu am zis părerea mea și vă spun și aici părerea mea. A spune că banii de la casă nu sunt suficienți ca să financeze costurile de tratament într-un spital, suntem total de acord. Întotdeauna am știut, cu toții, că noi nu știm cât este costul real și nu se finanțează costul real al cazului. Dacă spitalul public rămâne cu această finanțare care este de multe ori inadecvată pentru anumite costuri de tratament și se plătește mai puțin, și eu spun la sectorul comercial că voi puteți, peste banii care le luați de la casă, să mai puneți o sumă la discreția voastră, sau cât vreți, sau oricât vreți, sau așa, și să puneți o sumă în plus pentru bolnav, înseamnă că bolnavul, când ajunge la sectorul comercial, va trebui să scoată bani în plus, când el este, de fapt, sprijinit de casa de asigurări, pe asigurările lui sociale publice. Ok. Și acum, sunt câteva ipoteze care eu le pun pe masă și trebuie întotdeauna când facem un pas în orice sistem să analizăm ipotezele și scenariile care pot să apară. Așa trebuie făcut. Cine este în mijlocul scenariului? Întotdeauna trebuie să fie pacientul în primul rând. Și hai să luăm situația. Am medici care lucrează și la public și la privat. Te duci la medicul tău în sectorul public și el îți spune, știi, eu nu mai pot să te operez aici. Du-te la clinică unde vin eu și te operez, e mult mai bine. Și tu când te duci acolo, ți se spune, da, 30.000 de lei în plus, 50.000 de lei în plus, 40.000 de lei în plus, 10.000 de lei în plus. Este atractivă treabă, pentru că medicul când merge să te opereze, el primind salariile mărite care s-au dat acum, el când merge la privat și te operează, el va primi o sumă importantă din sumă respectivă și va fi mult mai atractiv pentru el să te trimită acolo decât să te trateze unde el este angajat la public. Asta e un impact pe pacienți, care deja se întâmplă, nu-i noutate, dar probabil că se va agrava treaba asta și va deveni un obiceiu dacă o să știe că acolo, în mod legal, poate să obțină sume suplimentare legale. Mai degrabă, o să avem și un impact pe durată scurtă și pe durată medie și lungă, pe dezvoltarea sectorului public, care nicio țară nu poate să stea fără el. Putem să spunem orice, și Statele Unite are un sector public puternic, și Franța are și tot, chiar dacă au și sector privat. Iar noi avem un sector public decredibilizat care, constant. Exact, care totuși face ceva și pot să vă vin cu exemple concrete și le dau. Dar, dacă eu fac acest lucru, care va fi incentivul, care va fi încurajarea că un medic să vină cu noutăți în sectorul public, când el știe că dacă face noutatea în sectorul comercial, el obține bani în plus pe ea, pentru că există plată suplimentară acolo. În sectorul public nu există. Deci e un risc că orice inovare în medicină să nu se mai facă nimic în sectorul public, să se mută totul în sectorul comercial. Din prisma faptului că acolo putem obține bani în plus de la pacient
pe operația respectivă, pe cât la sectorul public e atât de la casă. Câți pacienți o să-și mai permită treaba asta? Foarte. Eu, aici mi-e teamă și aici când am zis că punem pacientul în mijloc. Dacă era să vorbim de oamenii care au un anumit nivel de salarizare, nu e nicio problemă. Poate că au banii să plătească. Și atunci se pune întrebarea de ce mai trebuie să ia banii de la casă socială de asigurări. Dar problema nu e asta. Problema este că vom avea pacienți care nu vor putea decât împovărându-se. Aveți un discurs, domnule doctor, încât realizez că de la un minut la altul enervați tot mai multă lume. Nu mă interesează. Asta a fost întotdeauna problema altora cu mine, dar nu problema mea. Eu zic ce gândesc. Dar publicul și privatul, de ce nu sunt în complementaritate? Păi, de ce ca sunt să fie în complementaritate, în mod normal, trebuie să pui problema de complementaritate și nu de concurență. Și nu de competiție comercială. Sănătatea neloială. Nu este și neloială. Sănătatea nu este o marfă. Deci OMS-ul o spune. Health is not a commodity. În lumea ideală, nu, asta e recomandarea. Deci chiar dacă ai sector comercial în sănătate, acesta nu trebuie să trateze sănătatea ca o marfă. Omul nu e o marfă. Deci omul în sănătate trebuie să vină să obțină o îngrijire în ambele sectoare, cum ziceți, complementare, și aici vin cu o chestie în plus, vă rog, asigurările private. O soluție ar fi, da, și aici și doamna ministru știu că e de acord cu acest lucru, să intre asigurările private și atunci putem să venim și să spunem de la o salarizare în sus trebuie să ai asigurări complementare private, facultative, după care de la un salariu în sus chiar obligatorii, asigurările private să poate să subvenționeze ce plătește casa publică și de la un salariu în jos oamenii să fie scutiți de asigurările complementare și să fie asigurați prin solidaritate socială. Aici putem aduce bani în plus în sistem și să asigurăm și finanțarea publică și finanțarea comercianților, cum îi spun eu. Dar la acest moment parcă vom muta povară pe pacienți, nu garantăm nimic în sistem ca și relație între sectorul comercial și sectorul public, care pot să vă spun că această problemă, și știu că asta va enerva pe mulți la ce spun acum, dar discutând cu un coleg din Franța recent despre practică dublă în public și în privat a aceeași persoane, și mi-a zis asta este cancerul sănătății în orice sistem sanitar și sunt de acord, pentru că dacă nu ai reguli clare acolo, victima întotdeauna este pacientul, nu e altcineva. Lumea se joacă cu pacientul cum dorește în momentul în care n-ai reguli și n-ai nicio regulă între un sector și altul și cum se mișcă pacienții între ei. Eu am văzut când eram la Ministerul Sănătății și nu e niciun secret, o hârtie în care era un acord între o clinică privată, comercială și, pentru că zic comercial, pentru că privatul poate să fie și non-profit. Deci, întotdeauna eu insist la cuvântul comercial pentru că vorbesc de privatul comercial aici. Noi, sectorul non-profit nu e foarte evoluat în România, cum ar fi în alte zone, poate din Europa, pe partea sanitară. Dar am văzut înțelegere cu un medic destul de sus plasat, în care pentru 5 bolnavi trimiși de la sectorul public la noi, de către domnul doctor, profesor, era atâta la sută, din profit. Dacă cifra ajunge la 10 pacienți pe lună, e atât. 15 pacienți e atât și după 15 rămâne fix atâta. Așa arăta acordul. Și era semnat cu toată... Nu pot... Adică pentru mine a fost un șoc să văd acest lucru. Acest lucru arată că pacientul, într-adevăr, a devenit... între cele două sectoare, o comoditate care o mutăm cum vrem, că să facem bani pe spatele ei. Dar ce se întâmplă cu sănătatea pacientului? Un sector care... Am văzut un caz cu tremurător a unui copil de numai 2 ani, mutat de la Grigore Alexandrescu, operat la Sanador, malpraxis... Știm toți povestea care a fost smurdul la ea pentru stopul cardiac în spital, a fost chemat smurdul și așa mai departe. Nu vreau să menționez nimic decât să spun că... La acest moment, cele două sectoare nu se completează. Cele două sectoare, de fapt, folosesc aceleași resurse aproape. Și
Dar sabotat e cel public. Și cel care este căpușat mai degrabă și are probleme este sectorul public la acest moment. Și haideți să vedem, că mi-ați zis că nu se face nimic acolo. Totuși eu vreau să vin și să spun că este foarte concret. Nu, am spus că e decredibilizat. Așa este. Spun de ce. Și aveți dreptate. Prezint știri seară de seară la un post de televiziune la Digi24. În fiecare seară ori avem un caz de medic care nu e medic... Da, aveți dreptate că e decredibilizat. Și la privat și la stat. O vedem pe doamna Sorina Pinta în descinderi nocturne în tot felul de spitale din țară, de ajuns să te întreb, oare în seara asta doarme acasă sau este într-un alt spital mizer, deci, unde se minunează de ce a găsit? Deci, ideea este așa. În sectorul public se salvează vieți chiar dacă lumea nu vrea să creadă asta. Infarctele miocardice acute. Vreau să cred asta. Deci, infarctele miocardice acute. Ascultați-mă ce vă spun. Sectorul public a făcut minuni și a salvat. Deci noi aveam mortalitatea în 2010 13,7%, 13,4%. Mortalitatea a scăzut în 2 ani de zile prin programul de infarct făcut și sprijinit la nivel guvernamental, a scăzut la 8,2% atunci. Și asta cu sprijinul cardiologilor și toată lumea din sectorul public și a sectorului de urgență. Acum se dezvoltă sistemul de accidente vasculare cerebrale. E sprijinit de Ministerul Sănătății. Există acum programe de tromboliză pe accidentele vasculare cerebrale. Deja vedem oameni care altă dată erau pe viață paralizați, care pleacă pe picioarele lor după ce sunt trombolizați. Ba mai mult, se dezvoltă și programul de radiologie intervențională pentru scoaterea trombului din cap, din creier, ca să înțeleagă lumea ce spun, în timp util, ca omul să-și recupereze funcțiile motorii senzoriale și tot. Deci asta este o chestie minunată care se întâmplă. Problema este că pe alocuri avem un sector public care performează și nu peste tot în țară, în unele zone, și pe alocuri avem un sector public care încă mai are nevoie de multă dezvoltare și mult lucru ca să ajungă la nivelul necesar. Dar asta nu trebuie părăsit. Trebuie insistat să se dezvolte. Nu se poate să fie lăsat astfel de sector să se prăbușească. Un sector de acest gen pentru o țară este cum este armata, cum este sistemul de urgență, cum este orice alt sector strategic. Nu poți lăsa sectorul public să se prăbușească în favoarea comerțului. Și aici, cu Consiliul Concurenței, întotdeauna am zis-o, tratarea celor două sectoare pe picior de egalitate, doar din punct de vedere concurențial, din punct de vedere al banilor și al comerțului și al concurenței, nu este corectă când este vorba de sistemele sanitare. Și nu sunt singur care o zice. Sectorul public are un rol. Vreau să-mi spună cineva, ne permitem să introducem Spitalul Florească în faliment și să-l închidem? Să-mi spună cineva cine și-o asumă. Ne permitem să introducem Spitalul Universitar sau Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș în faliment și să le închidem? Pe principiul concurenței totale, comerciale, așa trebuie să ajungem în final. Recunoaștem că suma de la casă este subfinanțată, recunoaștem că spitalele astea nu pot trăi fără programe, fără buget de stat, fără suplimentare, și asta înseamnă că noi ajungem la un moment să acceptăm că un spital public neperformant financiar trebuie închis, dar nu e corect. În Statele Unite, Spitalul Bellevue, care e un spital public foarte important, fiecare an primește subvenție de la stat, cel puțin așa era acum câțiva ani când i-am vizitat, primeau aproape de un sfert de miliard de dolari subvenție ca să acopere cazurile neasigurate, cazurile subfinanțate și toate astea, ca să poate să continue. Foarte puține minute au mai rămas din întâlnirea noastră, din păcate. A trecut repede, de 30 știți, de ani implicat în sistemul sanitar de aici, trup și suflet, ați rămas aici. România au în continuare mare încredere în cuvântul dumneavoastră. Sunteți optimist în ceea ce privește viața noastră aici? Da, cu rezervă, pentru că eu vreau să văd toți implicați și toți oamenii implicați. Dacă stăm și ne vaităm, nu facem nimic. Da, sunt optimist că România poate să iasă din orice problemă și să devină mai bine și să facă mai bine, dar asta numai dacă punem umăr la umăr, ne punem și începem să schimbăm lucrurile. Cetățeanului blazat, frustrat, speriat de perspectiva de a se îmbolnăvi și de a ajunge într-un spital, ce îi spuneți astăzi? Să aibă încredere că sunt unii care lucrează pentru el, dar nu-i suficient. Trebuie și cetățeanul respectiv să vină cu partea lui
și să spună dacă sunt probleme, să ceară, este dreptul lui să ceară, și să nu cadă victima celor care vor să-l folosească pe anumite domenii. Adică sunt mulți care acceptă, lasă că am plătit acolo și e ok, sau lasă că am plătit dincolo în plus și e ok. Nu, nu e ok. Trebuie să vină cetățeanul și să spună, asta nu-i corect, dreptul meu este să am sănătate, dreptul meu este să am spitale, să am una, să am alta, să am sistem care mă servește pe mine și pe familia mea. Și în același timp, responsabilitatea cetățeanului este să înțeleagă sistemul, să nu asculte tot ce scrie pe Facebook și pe asta care îl explică niște lucruri uneori total eronate, și să asculte mai multe părți, să asculte și pe Facebook, dar să asculte și ce spun autoritățile și să înțeleagă de acolo măcar cele două puncte de vedere, să nu meargă numai pe un punct de vedere și după care dreptul lui este să aleagă care punct de vedere crede în el. Raed Arafat a fost în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult pentru ediție care a trecut mai repede decât toate celelalte. Mulțumesc mult și eu. Sunt Sanda Nicola și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Europa FM. Piața Victoriei. De luni până vineri, de la ora 18:15 la Europa FM.